O tânără în vârstă de 23 de ani a povestit cum bebelușul ei nenăscut i-a salvat viața după ce medicii au descoperit o tumoare imensă în apropierea inimii. Zoe era însărcinată în 32 de săptămâni când i s-a spus să meargă la urgențe din cauza faptului că rămânea fără suflare și tușea foarte rău. Tânăra viitoare mămică spune că bebelușul ei nenăscut i-a salvat viața, deoarece simptomele sarcinii au făcut pe medici să descopere o tumoare canceroasă de 11 cm în apropierea inimii ei. Zoe începuse să rămână fără aer în timpul sarcinii, așa că a decis să meargă la spital. Acolo i s-a făcut o radiografie, în urma căreia a fost descoperită tumoarea. Cum simptomele femeii erau minime, doctorii au decis să amâne intervenția chirurgicală invazivă cu o lună până după nașterea bebelușului. Dar la scurt timp după nașterea fetiței sale, Zoe a făcut o biopsie în urma căreia a primit diagnosticul, urmând să înceapă chimioterapia în noul an. Inițial mi s-a spus că voi fi operată pe cord deschis, ceea ce m-a îngrozit. Însemna să nu mi pot ridica în brațe copilul timp de 2 sau 3 luni cât dura perioada de recuperare. Acest gând era devastator, am plâns foarte mult, a mărturisit această tânără mămică, relatează unica.ro.